Biblia. Cuvintele Scripturii ne învață să iubim, să spunem adevărul și să ne pocăim, să părăsim păcatul și să trăim frumos. Cuvintele Scripturii ne cheamă la Hristos. Citește și învață și caută să trăiești. Cuvintele Scripturii mereu să împlinești, să-ți faci din ele scutul și arme de lovit, căci Biblia te învață să fii neprihănit. Încrede-te în Domnul și nu te îndoi, cuvintele Scripturii te voi desăvârși. În ele afle pace și bucurie mereu, căci Biblia e sfântă, e de la Dumnezeu. Chiar dacă ne cioplește și taie necetat, al cel ce împlinește va fi și vindecat, căci Domnul face rana atunci când greșim, dar vindecarea vine că noi ne pocăim. Ce lucruri minunate, ce sfânte doctorii, iertare de păcate în ea tu poți găsi. A ei făgăduință, mereu să o întâlnești, prin har și prin credință, la Domnul când privești. Luați ca temelie cuvântul din Scripturi, să construiți altarul pe a ei învățături. A cei din jur să vadă în noi cuvântul scris și vom ajunge sigur în cer, în paradis. Amin.